Salut și bine v-am găsit la un nou episod din cadrul Grecu Media. Aici în fiecare zi învățăm despre piața cripto și cum să faci bani din piața cripto. Așa că dacă îți plac banii și piața cripto, asigură-te că te abonezi la canal, că distribui videoclipul ăsta, dai un like, apeși pe clopoțel. Doamne, câte trebuie să mai faci. Da, apeși pe clopoțel ca să nu ratezi nicio știre care te poate ajuta să-ți îmbunătățești portofelul și automat portofoliul tău de investiții. Intrăm în subiecte destul de interesante și puternice, anume că undeva în Portugalia s-a vândut o proprietate cu circa 4,7 milioane de dolari cu adopție de Cardano ADA. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că la nivel de MapaMond, adopția cripto e tot mai mare. Din moment ce s-a vândut o proprietate în valoare de 4,7 milioane cu adopție de ADA Cardano. E mega wow vestea asta și încurajatoare pentru toți investitorii și pentru toate proiectele din jurul cripto. Așa că pentru cei sceptici care nu prea cunosc piața asta sau pur și simplu își dau cu părerea cum că piața s-ar dilua de la zi la zi sau s-ar diminua, că ar pica efectiv domeniul cripto, îi destul de cumva weird, ciudat. Pentru că piața cripto nu pică, din contră, adopția blockchain-ului, sistemul în care e introdus sau introdusă și piața aceasta cripto, e tot mai mare. Deci blockchain-ul acaparează tot mai mult. Vedem Mastercard-ul, ce se întâmplă la nivel bancar. Mastercard-ul a adoptat plățile în cripto, ceea ce e fantastic și, din nou, încurajator pentru toți investitorii. O altă știre interesantă e că de dimineață sau în decursul de astăzi s-a vândut un NFT numărul 9998, dacă nu mă înșel, costă 24.000 de Ethereum. Asta vine circa sau peste 500 de milioane de dolari. Mega wow! Deci tot din domeniul CryptoPunks. Domeniul CryptoPunks dictează oarecum piața de NFT-uri, exact așa cum Bitcoin-ul dictează piața cripto. Da, NFT-uri, non-fungible tokens, artă digitală care funcționează în blockchain, nu poate fi replicată și îi văzută efectiv ca un asset. O să discutăm tot mai mult despre NFT-uri. Eu am un proiect în desfășurare pe partea de NFT-uri împreună cu echipa cu care lucrez. Sunt niște oameni fantastici, crește de la zi la zi echipa. Acum sunt în lucru cu biroul, ne stabilim să ne facem biroul exact în clădirea asta în care sunt în momentul actual, undeva în Timișoara. Și o să fie niște proiecte foarte interesante. De asta vreau să stați pe aproape, alături de noi, ca să fiți la curent cu tot ce se întâmplă. Iar noi să vă ajutăm în proporții cât mai mari să aveți o altă perspectivă despre această piață. Încă o veste destul de, poate, tulburătoare pe alocuri e asta. Și anume că Bitcoinul aseară a pierdut 7%, 7%, a scăzut cu 7% în decurs de un minut, chiar sub un minut. Undeva la 4.000 de dolari a pierdut Bitcoinul în decurs de un minut, ceea ce e destul de tulburător. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că e un impediment pentru piața cripto, dat fiindcă piața cripto e extrem de volatilă și cei care sunt la început de drum s-ar putea să se sperie când văd un lucru de genul ăsta. Și pur și simplu, nu știu, sunt speriați văzând volatilitatea asta. Nu se întâmplă corecții de genul ăsta tot timpul, nu sunt volatilități de natura asta în piață chiar de fiecare dată, dar mai sunt și momente de astea, așa că fiți cu inima tare și pregătiți pentru lucrul ăsta. Shiba Inu ce a reușit? A reușit un lucru fantastic. A produs foarte mulți milionari și chiar unii miliardari. Iar cineva cu o investiție de 5.000 de dolari, dacă nu mă înșel, și sper să nu mă înșel, anul trecut chiar citeam o știre și a expus wallet-ul persoana respectivă, în peste un an a ajuns la un portofoliu de peste 5 miliarde de dolari. Deci să te trezești așa miliardar peste noapte, nu chiar peste noapte, dar în decurs de un an, totuși e destul de disturbing, să zic așa, pentru cei care nu sunt obișnuiți cu lucrurile de genul ăsta. Le venim cu știri de actualitate în fiecare zi. Suntem aici pentru tine ca să înveți împreună cu noi, să te educi, să crești și stai pe aproape să vezi ce proiecte faine urmează. Distribuie nou videoclipul ăsta dacă ți-a plăcut și dacă te-am ajutat și te-am ținut informat, dai și un like. Vă salut și toate cele bune!